Începând cu că și mi-a dat posibilitatea și a zis că și în această seară să fiu aici unde este chemat și lăudat numele Lui. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre și în această seară fiecare dintre noi, Dumnezeu să fie acela care să ne vorbească fiecare dintre noi. Mă bucur pentru cei care în această seară laudă pe Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Da, da Dumnezeu darul acesta ca să-L laude pe El și mă bucur că în această seară stau la dispoziția lui Dumnezeu și au ales să-L laude pe Dumnezeu din toată inima. Doresc ca în această seară Dumnezeu să ne vorbească și mai mult decât atât, noi să fim aceia care în inimile noastre să avem această dorință de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Suntem la timpul de rugăciune și am mai spus lucrul acesta. Este singura cale în care putem sta de vorbă cu Dumnezeu. Este singura cale și singurul prilej prin care putem să-i spunem lui Dumnezeu cererile și de ceea ce noi avem nevoie. Doresc ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi și să ne vorbească în această seară. Doresc să citesc câteva versete din Iov, capitolul 33, versetul 14 până la 19. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin vise, prin vederii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapa, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui. Amin. Doresc să vă mărturisesc că avem un Dumnezeu mare și un Dumnezeu care ceea ce păgătuiește aduce la îndeplinire. Doresc să vă mărturisesc că și duminica trecută am slujit aici în biserică și am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu că ce avem nevoie de înțelepciune. După sfârșitul slujirii, a venit omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește în ziua de astăzi. Și mi-a spus în felul următor. Mi-a arătat Dumnezeu că în dreptul tău, diavolul vrea să aducă un duh de boală. Însă prin duhul acesta de boală vrea să aducă în viața ta și să nu mai ai nicio nădejde și nicio speranță. Dar eu, Domnul, te voi scoate biruitor. Asta ce m-am gândit și am început. Doamne, n-am fost niciodată bolnav, n-am stat niciodată în spital. Se poate întâmpla mie așa ceva și am început să mă gândesc și în mintea mea a început tot felul de gânduri. Nu mi-am imaginat că o să ajung în spital. Însă în această seară vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu vorbește, atunci când lucrarea vine de la Dumnezeu, atunci când Dumnezeu făgăduiește ceva, ceea ce făgăduiește Dumnezeu aduce la îndeplinire. N-am trecut mult timp și miercuri seară, când eram împreună cu frații mei acasă și m-am pus și eu ca să, după ce am luat masa împreună, m-am pus să spăl vasele. Însă, nici bine n-am început să spăl, s-a întâmplat să mă accidentez. Am ajuns în spital unde nu știu nici limba, nici nu știam ce să-i spun la doctor, ce mă doare, însă vreau să vă spun prin asta că și în ziua de astăzi, cei mai mulți dintre noi disprețuim lucrarea lui Dumnezeu. Disprețuim oamenii lui Dumnezeu, disprețuim prorocii și cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, nu disprețui prorocia. În această seară vreau să înțelegem că ceea ce Dumnezeu făgăduiește, ceea ce Dumnezeu spune, într-o zi se va împlini. Atunci când Dumnezeu mi-a vorbit mie, atunci când Dumnezeu mi-a spus că voi trece prin suferință, nu mi-am putut imagina când și unde. Însă mi-am dat seama că sunt un om care nu iau seama și cum am citit în această seară. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. În această seară doresc ca fiecare dintre noi să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, să luăm seama la lucrările pe care Dumnezeu le lasă în mijlocul nostru și să nu ne jucăm cu Dumnezeu, să nu ne jucăm cu lucrările lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu nu ne putem juca, cu lucrările lui Dumnezeu nu este de joacă. Pentru că într-o zi, lucrarea care și păgăduința pe care o face Dumnezeu va fi adusă la îndeplinire. Doresc din toată inima să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta ca să credem în păgăduințele pe care El le face în mijlocul nostru. Și mai mult decât atât să luăm aminte și să ne credem în ceea ce El păgăduiește fiecare dintre noi.
Dumnezeu să ne întărească și vreau să vă mărturisesc. Când m-am văzut în starea în care am ajuns, când am văzut că după operație nu mai pot să-mi mișc 3 degete, am zis, Doamne, nu am crezut niciodată că într-o țară străină mă vei aduce în starea aceasta. Dar îți mulțumesc, Doamne, că ai îngăduit să fiu aici, Doamne, și nu în altă parte. Îți mulțumesc, Doamne, și îmi pun toată încrederea în Tine. Îmi pun încrederea pentru că am spus oamenilor că ești un Dumnezeu care faci minuni. Însă acum am ajuns eu în situația aceasta. Dacă eu am vestit cuvântul Tău și am spus oamenilor că și Tu vindeci, eu cred, Doamne, că-și poți să te atingi și de mine. Eu cred, Doamne, că-și mă poți vindeca și pe mine. Eu cred, Doamne, că-și poți să te atingi și de mâna mea. Vreau să vă spun că și atunci când noi trecem prin o încercare, este greu să credem. Însă vreau să vă mărturisesc că și Dumnezeu este acela care ne întărește pe fiecare dintre noi. Și să ne punem încrederea în El în continuare. Ceea ce noi vestim sau ceea ce noi predicăm, la un moment dat, o să trecem noi pe acolo. Însă Dumnezeu ne pune la probă să vedem dacă noi credem ceea ce am vestit mai departe. Dacă noi credem ceea ce spunem oamenilor. Am ajuns în situația aceasta și vă mărturisesc. Cred în toată inima că și Dumnezeu se va atinge de mine. Pentru că și este un Dumnezeu mare. Așa cum am citit și am predicat într-o seară de aici. Că și Dumnezeu a vindecat pe cei 10 leproși. Eu cred că și Dumnezeu se poate atinge și de mine. Dar știți de ce? Pentru că am crezut făgăduința și am crezut ceea ce Dumnezeu a poruncit. Doresc din toată inima să le ridicăm pe picioare și să le rugăm lui Dumnezeu. Doamne, dacă până acum am disprețuit lucrarea Ta, Doamne, dacă până acum nu am pus valoare pe lucrarea Ta, din această seară, Doamne, fă-mă să înțeleg că și fără Tine, Doamne, sunt nimic și ceea ce făgăduiești Tu, Doamne, aduci la îndeplinire. Doamne, așa cum spune și cuvântul Tău, Tu vorbești când într-un fel, când în altul, dar noi suntem aceia care nu luăm seama. Însă în această seară vrem să luăm seama la ceea ce Tu vrei să ne vezi. În această seară, Doamne, vrem să fim atenți la ceea ce Tu, Doamne, vrei să ne transmiți și ce trebuie să facem în continuare. Doresc din toată inima să venim în prezența lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru această lucrare. Și încă o dată vreau să spun lucrul acesta. Niciodată să nu disprețuiți lucrarea lui Dumnezeu. Niciodată să nu disprețuiți prorocia care vine de la Dumnezeu. Niciodată să pui eticheta unui om și să-i spui că e proroc mincinos. Pentru că ceea ce păgătuiește Dumnezeu, într-o zi va aduce la îndeplinire. Amin.